Promovarea în Liga Națională de Handbal Feminin se va juca pe teren, așa a decis astăzi Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal. De această decizie se bucură și activ Prahova Ploiești, echipă care își dorește prezența în sezonul viitor din Liga Florilor, în condițiile în care a și anunțat că are bugetul necesar pentru a juca la cel mai înalt nivel. Rezultatul votului a fost în proporție de 80% în favoarea disputării partidelor pe teren, iar data și mobilitatea de desfășurare urmează să se stabilească. Competiția se va disputa după minimum o lună de la permiterea reluării antrenamentelor în sală, varianta cea mai apropiată fiind sfârșitul lunii iunie. Dacă promovarea se joacă, în schimb, la Liga Zimbrilor și Liga Florilor, voturile au hotărât ca ambele campionate să nu se mai joace. Titlul nu se va mai acorda nici la băieți, nici la fete, echipele urmând să meargă în cupele europene, conform clasamentului actual. La feminin, SCM Râmnicu Vâlcea, campioana din sezonul trecut, va juca în Liga Campionilor, iar pentru CSM București, federația va trebui să ceară un wildcard. Minaur, Baia Mare și Gloria Buzău vor juca în European Handball League. La masculin, Dinamo va solicita un wildcard pentru a participa în Liga Campionilor, Potaișa Turda va evolua în European Handball League, iar Minaur, Baia Mare și Dobrogea Sud, Constanța sunt calificate pentru Cupa EHF.